Vă salut, dragi prieteni, vă spun bun găsit și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. În minutele următoare vreau să vă vorbesc despre 8 românce faimoase în lume de care suntem mândri. Acum mai bine de un secol, cele mai multe uși erau închise femeilor, despre care se credea că nu erau la fel de capabile ca și un bărbat. Dar ce faci atunci când ți se refuză dreptul la împlinirea fericirii prin educație? Lupți! Așa au luptat și femeile despre care vreau să vă vorbesc în continuare. Iată care sunt acestea. Sofia Ionescu Ogrezeanu, prima femeie neurochirurg din lume. Profesor universitar și membru emerit al Academiei de Științe Medicale, dr. Sofia Ogrezeanu Ionescu este un nume cunoscut în lumea specialiștilor din acest complicat, dar pasionat domeniu de vârf al medicinii, neurochirurgia. Timp de aproape jumătate de secol, această femeie, cu o constituție fizică fragilă, dar înzestrată cu o voință de oțel, a cotrobăit și a reparat creierele a mii și mii de oameni. În 2008 a părăsit această lume, dar a lăsat în urma ei tehnici inedite, inventate ad hoc, care au salvat și salvează încă mii de vieți. Sofia Ogrezeanu s-a născut pe 25 aprilie 1920 la Fălticeni, unde a urmat primii ani de școală. Din clasa a 7 a urmat cursurile Școlii Centrale de Fete din București, apoi Facultatea de Medicină. În timpul facultății, domnișoara dr. Ogrezeanu a executat un prim stagiu de practică la oftalmologie. Al doilea stagiu îl face în 1943, în calitate de medic de circă rurală în comuna Baia, o localitate de lângă Fălticeni. În același an, efectuează un stagiu de internat în serviciul de neurochirurgie din Spitalul numărul 9 din București, intrând în prima echipă neurochirurgicală de aur, alături de profesor dr. Dimitrie Bagdazar, întemeietorul neurochirurgiei românești, și medicii Constantin Arseni și Ionel Ionescu, cel care devine și soțul Sofiei 2 ani mai târziu. În 1944 vine și prima încercare pentru tânăra doctoriță. Sofia avea doar 24 de ani. Un copil rănit necesita de urgență o trepanație. Concursul de împrejurări a făcut ca intervenția să fie executată de ea. Micuțul pacient a fost salvat. La sfârșitul operației, renumitul profesor Dimitrie Bagdazar a îmbrățișat-o cu multă căldură și i-a dat binecuvântarea noua meserie, care până la acea dată, pe tot globul pământesc, nu mai fusese practicată de vreo femeie. Tânăra doctoriță a reușit singură, într-o lume în care doar bărbații puteau intra până atunci, să umbli la propriu prin gândurile, amintirile și centrii nervoși ai pacienților, nu este un lucru simplu. Este nevoie de har, cunoștințe temeinice, forță și precizie. În 1946 a participat la concursul de secundariat. În 1954 este încadrată medic primar la clinica spitalului dr. Gheorghe Marinescu din București. Iar în 1976 obține gradul de medic primar neurochirurg 2. În recomandarea dată de conducerea spitalului scria că dr. Sofia Ogrezeanu Ionescu a contribuit la instruirea noilor medici, punându-și amprenta profesională asupra fiecăruia, rapiditatea, descoperirea tehnicii celei mai bune, potrivită fiecărui caz. Dr. Sofia Ogrezeanu Ionescu a lucrat în echipă ani de zile alături de dr. Constantin Arseni, fiind foarte buni prieteni. Experiența dobândită pe parcursul celor 5 decenii de muncă a sintetizat-o în numeroase lucrări de specialitate, articole utile chirurgilor de astăzi, aflați la început de drum. Datorită femeii neurochirurg românce, a fost înlăturat un mare neajuns din haremul șeicului Zayed bin Sultan al Nohayan din Abu Dhabi. Una dintre cele 4 neveste ale acestuia, mamă a 9 copii, avea probleme grave la coloana vertebrală. Pentru că religia nu permitea în această țară ca un bărbat, fie el chiar și medic,
să intre în harem, oamenii de la curte au căutat în toată lumea o femeie care să practice această meserie și au găsit-o în România, pe doctora Sofia Ogrezeanu Ionescu. Printre creierele în care doctorița a umblat cu delicatețe, au fost și multe ale unor personalități, artiști, poeți sau reprezentanți ai nomenclaturii comuniste. Unul dintre pacienți a fost chiar sosia lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Tot doctora Sofia Ionescu l-a operat și pe soțul Mariei Tănase. Pentru meritele deosebite, dovedite încă din anii studenției, Sofia Ionescu a fost răsplătită cu numeroase premii, diplome și distincții de onoare. Virgina Maria Andreescu Haret, prima femeie arhitect din România. S-a născut la 21 iunie 1894. Este nepoata marelui pictor peisagist Ioan Andreescu și soția matematicianului și astronomului Spiru Haret, nepotul care a moștenit integral numele fondatorului învățământului de performanță. La 9 ani, rămasă fără mamă, s-a ocupat de cei trei frați și de gospodărie. Având înclinare spre disciplină, a reușit să treacă peste acest handicap și să facă liceul în particular. Iar în 1912, după obținerea diplomei de bacalaureat la liceul Mihai Viteazul, a reușit să intre prima la examenul de admitere al Școlii de Arhitectură din București. Notele obținute relevă o studentă strălucită, remarcată de Petre Antonescu, profesorul care a inclus-o în echipa sa și sub a cărui coordonare a lucrat pe șantierele numeroaselor clădiri proiectate de el. În 6 iulie 1919, proiectul ei de diplomă cu tema O Academie de Arte Frumoase a obținut calificativul maxim, admis cu mențiunea foarte bine. I s-a decernat diploma cu numărul 62/1919. Era prima diplomă de arhitect atribuită unei femei în România, pe plan mondial fiind a patra în ordine cronologică. Proiectul a fost prezentat la expoziția absolvenților Școlii de Arhitectură, ținută la Ateneul Român în anul 1925 și a fost distins cu premiul Ministerului Instrucțiunii Publice. Printre proiectele sale arhitecturale se numără Palatul Tinerimea Română, liceele Dimitrie Cantemir și Gheorghe Șincai, Biserica Sfânta Treime, una dintre cele mai mari din București, primele blocuri din beton armat, cinematograful Parc din stațiunea Govora, județul Vâlcea. Virginia Andreescu Haret și-a lăsat amprenta asupra Bucureștiului, pe bulevardul Schitu Măgureanu, palatul fostei societăți Tinerimea Română, clădire cu 7 etaje, cu basoreliefuri cu scene din antichitate. De asemenea, pe Calea Victoriei ridică o serie de clădiri, printre primele blocuri de beton armat, pavilionul administrativ și dependințele subterane ale aeroportului Băneasa, precum și alte clădiri monumentale, fie de stat, fie particulare. Lista proiectelor și realizărilor arhitecturale ale Virginiei Andreescu Haret este lungă și impresionantă. Marea arhitectă se stinge din viață la 6 mai 1962, lăsând în urma sa o operă măreață și un renume mondial. Sarmiza Bilcescu a fost prima femeie înscrisă la Facultatea de Drept din Paris, prima femeie avocat din România și prima femeie din lume care a obținut titlul de doctor în drept la Universitatea din Sorbona. În 1884 s-a înscris la Facultatea de Drept a Universității din Paris. Decanul de atunci, Edmond de Santerre, avea să declare: ne-am temut să-i acordăm domnișoarei Bilcescu avizul pentru cererea sa, temându-ne că vom fi nevoiți să facem poliție prin anfiteatre. Mai mult, după ce a fost admisă, portarului facultății nu i se dădea dreptul să îi permită accesul în instituție. Așa că românca a fost nevoită să se plângă conducerii facultății, aducând ca argument faptul că pe frontispiciul clădirii stă înscris
libertate, egalitate, fraternitate. Și astfel se face că la încheierea primului an de studii, Edmond de Santerre s-a adresat tuturor studenților menționând: înverșunarea pentru care merită toate laudele și conduita exemplară a Sarmizei, mulțumind tuturor băieților pentru faptul că au primit-o ca pe o soră. O declarație primită cu aplauze de către toți cei prezenți. În 1887, Sarmiza și-a luat licența în drept, iar în anul 1890, doctoratul în drept, cu 2 ani mai devreme decât Jean Chauvin, prima femeie din Franța care a reușit acest lucru. În 1891, Sarmiza Bilcescu a fost admisă în baroul Ilfov, dar cu toate acestea nu a practicat niciodată avocatura. Maria Cuțarida Crătunescu, prima femeie doctor în medicină din România. Și-a făcut studiile liceale la Școala Centrală din București și la Zürich, loc unde s-a înscris și la Facultatea de Medicină în 1877. După puțin timp s-a transferat la Universitatea din Montpellier, unde și-a susținut teza de licență, iar stagiul de spital și de pregătire pentru doctorat l-a făcut la Paris. În 1884 devine doctor în medicină, cu teza despre hidrorea și valoarea ei semiologică în cancerul corpului uterin. Cât timp a studiat în străinătate, ziarele din București i-au urmărit evoluția. În presă apărea un articol cu titlul „O româncă în străinătate vorbește despre succesele sale la studii”, iar în Românul un articol vorbea despre o româncă doctor în medicină. În toamna acelui așa an, 1884, s-a întors în țară pentru a obține dreptul de liberă practică și pentru a-și echivala diploma din străinătate. Examenul l-a trecut cu calificativul magna cum laude. Și-a deschis o clinică particulară, dar a făcut și cerere către Spitalul Brâncovenesc pentru un post de medic secundar la secția boli ale femeilor. A fost respinsă fără nicio explicație, oferindu-i se un post de profesoară de igienă. A fost invitată și la congresele de la Bruxelles în 1907 și Copenhaga în 1910, unde a prezentat acțiunile inițiate de medicina românească împotriva mortalității infantile și un studiu asupra creșelor din România. A fost mobilizată în timpul Primului Război Mondial la Institutul și Internatul Evanghelic, Spitalul Militar Temporar, numărul 134. La sfârșitul acestuia, din motive de sănătate, se vede nevoită să se retragă din activitatea medico-socială. Elisa Leonida Zamfirescu, prima femeie studentă a Academiei Regale Tehnice din Berlin, prima femeie inginer din Europa. Respinsă din cauza prejudecăților de conducerea Școlii de Poduri și Șosele din București, s-a înscris în anul 1909 la Academia Regală Tehnică din Berlin, pe care a absolvit-o în 1912, devenind prima femeie inginer din Europa. În momentul înscrierii, decanul a încercat să o convingă să renunțe, aducând ca argument 3 elemente, biserica, copiii și bucătăria, ca elemente esențiale pentru profilul femeii. Presa a consemnat evenimentul ca pe o știre senzațională. O compatrioată a noastră, domnișoara Elisa Leonida, în loc să studieze literele sau medicina, sau mai rău dreptul, a studiat ingineria la Berlin. În inginerie, viitorul femeilor este mare. Domnișoara Elisa Leonida a trecut cu deosebit succes examenul final, obținând diploma de inginer, titra ziarul Minerva în 1912. După întoarcerea în România, a fost angajată ca asistent la Institutul Geologic. Participă la război ca membra Crucii Roșii, ajutând și conducând mai multe spitale de campanie, fapt pentru care a fost decorată. În 1918 s-a căsătorit pe front, în localitatea Ghidiceni, cu chimistul Constantin Zamfirescu, fratele scriitorului Duiliu Zamfirescu. După război, și-a reluat activitatea la institut,
conducând mai multe laboratoare de analize geologice. Aici s-a preocupat de analiza apei potabile, a diverselor minerale, petrol, gaze, cărbuni, bituminide solide, roci de construcție și de prepararea minereurilor, semnând 85.000 de buletine de analize, ale căror rezultate au fost publicate în seria Studii economice, editată de Institutul Geologic. A participat la importante studii de teren, privind în special identificarea și analiza unor noi resurse de cărbune, de șisturi bituminoase, de gaze naturale, crom, bauxită sau cupru, cărora le-a consacrat și monografii. Contribuțiunii la studiul bauxitelor din România, 1931, și studiul chimic al cromitelor din Munții Orșovei, 1939. Tot ea a pus în evidență calitățile bentonitei în filtrarea vinului. În paralel, a activat și ca profesoară de fizică și chimie la Școala de Fete Pitar Moș sau la Școala de Electricieni și Mecanici, condusă de fratele ei, Dimitrie, din București. A profesat până la 1 mai 1963, când a ieșit la pensie la vârsta de 75 de ani. Elena Stoenescu Caragiani, prima femeie aviator din România. Se spune că a fost martora zborului istoric al lui Aurel Vlaicu și de aici s-a înscris la școala de pilotaj a Ligii Aeriene. Apar multe reacții negative, iar autoritățile române au refuzat în mod sistematic să îi acorde brevetul de pilot. Elena Caragiani a plecat în Franța, s-a înscris la școala civilă de aviație din Mourmelon-le-Grand, a susținut apoi examenul teoretic pe care l-a luat cu brio și în 1914 Federația Aeronautică Internațională i-a eliberat brevetul internațional de pilot. Merită amintit faptul că în 1914, în întreaga lume, existau aproximativ 10 femei aviatoare, printre ele și românca Elena Caragiani. În România îi se refuză în continuare angajarea ca pilot, astfel că pleacă din nou în Franța, unde se angajează ca reporter la un mare cotidian, iar pentru deplasări îndepărtate folosea avionul. Date fiind acestea, angajatorilor le vine ideea de a o face corespondent de război. Aici a efectuat numeroase zboruri și a scris reportaje din avion, fiind primele de acest fel din presa mondială. După cum era firesc, acest serviciu a făcut ca ea să călătorească mult și pe celelalte continente. A participat la acțiuni cu totul neobișnuite pentru o femeie. A vânat în junglă, presa vremii a scris că a omorât singură un elefant primejdios, a împușcat tigri, a vânat balene, dovedind talent în mânuirea harponului. Izbucnirea primului război mondial o aduce pe Elena Caragiani în țară, unde propune să fie primită în corpul zburătorilor de luptă, dar și de această dată cererea îi este respinsă. Poate și pentru că România avea atunci 26 de avioane. Spiritul ei de luptătoare a făcut-o să vină cu o nouă propunere în fața acestui refuz. A cerut să transporte materiale sanitare și medicamente pe front, iar de la spitalele de campanie de pe linia 1 să evacueze răniții grav spre spitalele interioare. Aceasta este o idee din nou revoluționară, înființarea aviației sanitare, care va prinde rădăcini în România, însă abia 25 de ani mai târziu. După încheierea războiului, s-a căsătorit cu avocatul Virgin Stoenescu, cu care s-a stabilit la Paris. De aici, un mare cotidian francez a trimis-o în Mexic, ca reporter pentru evenimente aeriene. Din păcate, datorită numărului mare de țări în care ajungea și a problemelor de sănătate ale vremii, Elena Caragiani Stoenescu se îmbolnăvește de ftizie și se stinge la 29 martie 1929, la doar 42 de ani. Anna de Noail, prima femeie comandor a Legiunii de Onoare franceze și prima femeie primită în Academia Regală Belgiană. Anna de Noail,
Fica prințului Grigore Brâncoveanu s-a născut la Paris pe 15 noiembrie 1876. Și-a făcut debutul poetic în 1899, iar 2 ani mai târziu, primul său volum de poezii, Le Cœur Innombrable, este atât de apreciat încât devine prima femeie admisă în prestigioasa Academie Regală Belgiană a limbilor și literaturii franceze. Devine apoi membră a exclusivistei Academii franceze, care în 1921 i-a și acordat Marele Premiu pentru Literatură. Este de asemenea prima femeie care a primit distinția de comandor al Legiunii de Onoare, iar Nicolae Iorga o considera cel mai mare poet francez, ne uitând să adauge că, dinspre partea tatălui, este româncă. Anna de Noailles este admirată de mai toți mari artiști parizieni, iar Auguste Rodin i-a sculptat chipul în marmură, o operă de artă care poate fi admirată la Muzeul Metropolitan din New York. Vera Atkins, cea mai importantă femeie spion din al doilea război mondial. S-a născut la Galați pe 16 iunie 1908 și a emigrat în Marea Britanie în 1933. Studiază la Paris, la Sorbona, iar în 1941, la întoarcerea în Anglia, se alătură serviciului de operațiuni speciale. Aici îi sunt încredințate cele mai sensibile misiuni, acelea de a recruta și a plasa femeile spion. De o inteligență feroce, comportament dintr-o bucată și abilități de informator excepționale, Vera a condus nenumărate misiuni în anii 30. După ce a înaintat în pozițiile executive ale Serviciului de Operațiuni Speciale, o agenție înființată de către Winston Churchill, a devenit șefa unei armate clandestine. Echipa ei se infiltra adânc în liniile inamice, lua legătura cu luptătorii rezistenței, distrugea ținte vitale, ajuta prizonierii aliați să evadeze, asasina soldații germani și transmitea informații Londrei. S-a retras din serviciul activ în 1947, într-un sat din Anglia, unde în anul 2000 a și murit. Se spune că este una dintre femeile care au inspirat celebrul personaj Moneypenny, frumoasa secretară a șefei agentului James Bond. Acestea sunt cele 8 românce faimoase cu care ar trebui să ne mândrim. Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc încă o dată pentru că m-ați ascultat. Până data viitoare, vă doresc numai bine. Pe curând!